Echipa de handbal masculin SCM Politehnica Timișoara va evolua sâmbătă în etapa 19 a Ligii Zimbrilor. Adversar va fi CSM Focșani, iar meciul se va disputa de la ora 17 în sala Constantin Jude. În runda precedentă, albi-violeții au obținut o victorie extrem de importantă în deplasare, însă în fața unei echipe extrem de slabe. A fost 28-25 după 15-15 la pauză cu CSM Odorheiu Secuiesc. Baican a deschis scorul, dar apoi gazdele, la care evoluează expoliștii Aron Dedu și Vuk Milosevic, au trecut în avantaj 5-3. În partea secundă, harghitenii au mai condus o singură dată, 20-19 în minutul 41, dar desprinderea s-a produs abia în ultimele 10 minute. Sadovea cu o dublă a dus scorul la 24-22, iar ulterior Fenici a mărit diferența la +3, 26-23, diferență care s-a păstrat până la final. Golgheterii poliștilor au fost Sadovea și Marianovic, câte 9 goluri. Formația timișoreană a fost lipsită de Ignat accidentat. În clasamentul Ligii Zimbrilor, Poli a mai urcat un loc. Este acum pe 10 poziție din afara zonei de baraj cu 19 puncte. Focșaniul este pe 6 cu 33 de puncte. Lider detașat cu victorii pe linie în cele 19 meciuri jucate este campioana în titră Dinamo București, în timp ce Lanterna Roșie CSM Oradea nu a acumulat niciun punct. Antrenorii lui SCM Poli sunt Mihai Rohozneanu principal și Sorin Sărândan secund. A avut loc tragerea la sorți pentru optimile de final ale Cupei României. SCM Politehnica Timișoara va întâlni chiar pe Dinamo. Optimile se dispută în manșă unică în 5 aprilie, iar Poli va evolua pe teren propriu.